Salut, eu sunt Mihai și bine v-am găsit la un nou tutorial pe acest canal. Ei bine, înainte de a începe, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe dacă nu ați făcut-o deja și sunteți noi pe acest canal, să dați și un share să vadă și prietenii voștri și de asemenea nu uitați să apăsați și pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când or să mai iasă tutoriale pe acest canal. Ei bine, în tutorialul de azi o să vă arăt cum puteți edita videoclipuri cu Wondershare Filmora și totodată vă arăt și cum se randează. Ei bine, sper ca tutorialul ăsta să nu fie dat jos de către YouTube, cum am pățit-o și cu tutorialul de instalare al Wondershare-ului Filmora. Ei bine, deci, pentru început o să deschidem Wondershare Filmora. Vedem că s-a deschis și se încarcă. Bun, și ne-a apărut o fereastră în care ne zice cum să-l facem. Ei bine, de la rezoluție până la modul în care vrem să-l facem. Ei bine, îl lăsăm așa pe 16:9 și o să dăm pe full feature mode. Ei bine, și cam așa arată Wondershare Filmora în interfața de full feature mode. Ei bine, îi putem schimba și skin-ul din light skin în dark skin și tot așa. Mai bine îl las pe dark skin, că îmi place mai mult așa. Ei bine. Bun. Să zicem că vreți să editați un videoclip anume. Ei bine, mergem pe import, apăsăm pe import media files și băgăm fișierul ăsta. Puteți orice fișier de la MP4 sau AVI. Ei bine, dar eu folosesc mai mult MP4. Bun. Iar acum dăm pe videoclip și anume pe butonul ăsta Add Project și vedem că ne-a apărut videoclipul în timeline. Bun. Și dăm play. Având în vedere că videoclipul ăsta e filmat cu telefonul, e bine. Bun. Acolo aveți următoarele opțiuni. Ei bine, de pe butonul ăsta putem regla de unde să putem tăia. Ei bine. Și vă arăt cum să tăiați. Ei bine. Dați cu cursorul până la minutul în care vreți să tăiați și îi dați pe split. Iar apoi ștergeți minutele care nu vă plac. Și gata. Așa am scurtat un videoclip. Ei bine, să zicem că vreți să-l faceți la loc și nu vă convine ce ați făcut. Ei bine, puteți da pe undo, pe săgeata asta curbată. Și s-a făcut la loc. Ei bine, dacă nu vă convine aceste părți negre, ei bine, dăm pe crop. Iar de pe crop selectăm manually sau rezoluția pe rezoluția la care vrem să filmăm. Ei bine. Așa o să lăsăm și
și îi dăm OK. Bun. La oaltă, dacă vreți să adăugați o melodie videoclipului, dar vă cam deranjează sunetul videoclipului, e bine, putem da mute și să adăugăm o piesă. Tot așa de pe Add Project ne-a apărut piesa în timeline și îi dăm drumul. Interesantă melodie, nu-i așa? Joachim Carud, Love Mode, vă las link în descriere. Ei bine. Să zicem că vă răzgândiți și vreți să ștergeți. Zis și făcut. Dar eu cred că totuși îl pune la loc. Cam să vă arăt cum vă puteți face un intro. Ei bine. Bun. La filtre sunt diferite chestii, trestii și moduri de care vă puteți face videoclipul cât mai fancy. Retro. Deși nu-i rău. Putem face în diferite moduri. Deci vă puteți juca cu culorile cum vreți voi, ei bine. Sau așa, sau așa. Sau așa. Sau așa. Dar decizia vă aparține, ei bine. La overlays. Să vedem ce avem aici. Avem numai teme din astea mai strălucitoare, tot așa fancy. E bine. La filtru v-am arătat, la elemente. La elemente, ce să zic? Aici sunt numai texte și desene. Bun. Și dacă vrem să punem un text sau să facem un intro, ei bine, da, un intro cât mai șmecher, o să punem pe, o să adăugăm acest text space. Și să zicem că aș face un intro pentru canalul Ceasul Deșteptător, pe care o să-l vedeți la top 10 atracții turistice din Maramureș și la alte videoclipuri. Cine știe. Bun, am ajuns la tranziții. Acolo, tot așa, ne jucăm cu niște efecte. Și aveți o gamă variată, decizia vă aparține, tot așa, totodată. Bun, îi dăm pe fade și bun, partea asta nu mi-a plăcut să o văd, putem să mutăm aici. Și putem tăia din muzică. Bun. Deci, deci partea asta îmi place cel mai mult. Bun. Deci îi dăm split, dăm delete și
tragem acolo. Bun, să zicem că vrem să tăiem partea asta de videoclip. Îi dăm din nou split și îi putem da din nou același efect. Îl putem multiplica. Sau îl putem muta și mai putem pune să micșorăm durata efectului și putem adăuga un alt efect. Și uite, așa am făcut o operă de artă. Sau cu muzica, dacă vă răscândiți, e bine. Putem muta sunetul muzicii și îl putem tăia din nou. E bine. Asta vă arăt așa. Cam cum aș proceda eu. E bine. Și așa putem muta textul. Iar acum o să-i dăm un nume acestui intro. Și anume ceasul. Și dacă vreți să aveți ș, t, ț, ei bine, dați pe română tradițional și puteți să mutați textul în ce poziție vreți voi. Ei bine, eu zic că l-aș muta în centru. Ei bine, cam acolo. Să vedem cum arată. Bun, și tăiem surplusul. Iar acum ajungem la partea de export. Ei bine, și randarea totodată. Aici noi o să numim intro pentru ceasul deșteptător. Simplu intro și aici ne selectăm unde să fie salvat, unde să ne fie salvat videoclipul. E bine, selectăm la intro și outro și acolo să fie videoclipul nostru scurt, care e de fapt intro. După care îi dăm export.
Evident, randarea durează în funcție de un videoclip anume și de minute. Dar fiind scurt, o să se randeze scurt. Dacă e un videoclip lung, o să se randeze destul de greu. Se încarcă, vedeți. Aici ne arată cum se randează videoclipul și cum se vede. Aici ne arată cum se încarcă. Bun, și după ce s-a terminat de randat videoclipul, ei bine, avem aici Find Target-ul, adică ne va repera videoclipul editat în folder, și Close. Ei bine, având în vedere că știu unde l-am pus, în ce folder l-am pus, ei bine, o să închidem și o să închidem programul, o să ar spune, ei bine. Cam atât și pentru acest tutorial. Ei bine, dacă v-a fost util acest tutorial, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe dacă n-ați făcut-o deja, să dați și un share să vadă și prietenii, și de asemenea nu uitați să apăsați și pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când vor mai ieși videoclipuri pe acest canal. Iar până data viitoare, vă salut, ciao!